Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere se observă când tânărul de 23 de ani își aduce mama la spital și intră cu mașina în garajul ambulanțelor până în sala de așteptare a unității de primiri urgențe. Bărbatul a creat panică atât în rândul pacienților cât și în rândul cadrelor medicale. Un bărbat a încercat să forțeze intrarea în sala de așteptare a serviciului de primiri urgențe cu mașina, în contextul în care în sala de așteptare se aflau bolnavi, se aflau însoțitorii acestora și personal medical, putându-le pune astfel viața în pericol. Cu regret spunem că nu e prima dată când personalul de la primiri urgențe este supus unor astfel de agresiuni. Se întâmplă destul de des cei care lucrează aici să fie supuși unor agresiuni verbale, unor agresiuni fizice. Din păcate, puțini pacienți înțeleg că activitatea de aici se desfășoară conform unor protocoale naționale, conform unor protocoale foarte clare, care sunt valabile pentru toate serviciile de primiri urgențe și conform cărora modul de triaj și rapiditatea cu care un pacient este consultat sau investigat depinde de severitatea simptomelor și nu de ordinea venirii către serviciul de primiri urgențe. Tânărul și-a motivat gestul spunând că mama lui se simțea foarte rău. Spitalul a înaintat o plângere penală împotriva acestei persoane. A rămas internată, mama... Nu avea o afecțiune gravă și nu a necesitat decât rețetă. A fost consultată chiar de două. Era un atac de panică. Un atac de panică, da. Și a provocat panică în tot... Da, o panică nejustificată care putea pune viața în pericol a celor care erau în sala de așteptare. În momentul de față, spitalul a înaintat o plângere penală împotriva tânărului de 23 de ani.